Iuda, versetul 20 și 21, este salutul pe care îl aduc din partea bisericii din Bosanci și din biserica din Gura Umorului, salut pentru dumneavoastră. Fraților, eu mă uit la ceas, dar n-am nici o vină că m-au pus la predică la 9:30. Cred că dumneavoastră aveți program de la 7 la 9, probabil. Și de aceea vă rog, nu mă judecați înainte de vreme. Poate să vă dau motive să mă judecați mai spre sfârșitul predicii. Că am predicat slab, că nu m-am făcut înțeles, că am predicat prea lung. Eu n-aș vrea să fiu așa. Dar s-ar putea. Am mai plictisit adunări. Nu e asta prima, știți? Dar nu mă fac vinovat de începutul predicii. De aceea vă rog, rugați-vă pentru mine și eu mă rog pentru voi. Amin? Amin. Vreau să vă anunț, să vă previn de un singur lucru. Eu nu sunt evanghelist. Nu știu să dau foc bisericii, să fac acele chemări. Mai degrabă, sunt mai liniștit, am un stil de învățător. Dar ceea ce predic, predic pentru fiecare de aici. Și așa și rugat de mult pe toți frații să fie atenți. Și frații care fac fotografiile, și cei care prorocesc, și aceia care recită, și dirijori, dacă mai sunt, sau dacă au plecat, nu știu. Dar cine în adunare să fie atent la predică? Doamne ajută! Amin! Odată am predicat într-o seară, într-un sat, acolo în Bucovina, la noi, erau tare puțin frați adunare. Și când am gătat predică la ieșire, a venit un bătrân, a dat mâna cu mine, a spus, frate, Domnul să te binecuvinteze, ai avut un cuvânt deosebit. Dar dacă ai venit într-o duminică să predici asta, că ăia care trebuiau să asculte nu au fost în seara asta la adunare. Și eu am spus, frate, dar eu am predicat pentru ăștia de la adunare, de poate predica și pentru matane? Și el spune, pentru mine? Și-a plecat acasă, supărat. Eu n-am predicat pentru el, pentru ăia de mâini care nu erau la adunare. Odată un frate din Austria a spus, hai să mergem în Roma. Ai vizitat Roma? N-am vizitat-o. Și am mers acolo și am predicat într-o biserică din Finocchio, undeva din Roma. Am avut, îmi aduc aminte, o predică despre ceasul încercării. Și am spus că fiecare dintre noi are un ceas al încercării. Că neîncercați nu putem să fim mântuiți. Și că fiecare trebuie să treacă prin ceasul acesta. Avem eu și o poezie care am compus-o așa într-o noapte de durere, am scris câteva versuri, le-am recitat. Frații mă ascultam cumva, dar acela care a venit cu mine, el așa m-a admirat și tot se întorcea în adunare să vadă frații mă ascultă, se bucura de predica mea și mai făcea și el câte o fotografie și voia să vadă pulsul bisericii. Am gătat de predicat, am luat înapoi spre Austria, nu știu, am mers vreo 20 minute, primești un telefon, mâna, telefon, și-l văd că devine altul foarte serios. Când tu, cum? Cum? Ce s-a întâmplat? L-am lăsat să vorbească, închide telefonul, spune, băi frate Dragoș, eu nu m-am gândit că tu ai predicat pentru mine. Uite, eu am mașina asta bună ca să mergem în Italia și nevastă mi-au rămas cu o mașină mare plină cu scule. O plecat după băieți la școală, într-o curbă, s-a răsturnat, o miez de câteva ori peste cap, mașina e stricată, ei în spital. Nu m-am gândit că tu ai predicat pentru mine aici în Italia. Eu aș vrea să vă spun, eu predic pentru toți care sunt aici. Și Dumnezeu să ne ajute ca să fim atenți la cuvântul Evangheliei. Am rămas cu gândul la poezia care a citat fratele Mirtică. La acea femeie care era împovărată de păcate, la acea femeie care purta o povară în sufletul ei și dintr-o dată femeia asta și-o dea seama că acel predicator tânăr și itinerare ce trece din sat în sat, din cetate în cetate, acel predicator tânăr care vindecă bolnavi, care scoate drace, care are har în vorbire, acela poate să ierte păcatele. Și dintr-o dată ea s-a hotărât. Acolo omul ăsta intră, la cine va fi găzduit, chiar dacă e Simon fariseu, mă voi strecura și eu prin mulțime. Și femeia aceasta care voia să fie iertată de păcate, care purta în sufletul ei un coșmar și o povară adunată în an și an de zile, femeia aceasta care la un moment dat a iubit așa de mult pe Domnul, intră în casă, calcă codul bun în maniere, trece peste obiceiurile evreiești și neinvitată de nimeni, intră în casă, se aruncă la picioarele Mântuitorului și dintr-o dată femeia asta începe să plângă. De când n-am mai plâns noi la adunare? Îs născut în pocăință în februarie, dacă mă ajută Domnul, fac 53 de ani. Și de 50 de ani eu merg la adunare. Și mama mea născută în 1930, născut în pocăință. Și bunicul meu condamnat la Cernăuț pe 25 de ani, dus în luna februarie, desculț pe gheață și prin zăpadă, de două ori a fost condamnat. Mi-aduc aminte când eram copil mic, adunarea era o hohotă de plâns.
Și frații strigau în cor parcă, vino Doamne Iisuse, vorbiri în alte limbi, cântări în alte limbi, așa o dorință după ziua aceea. Și acum când cineva plânge lângă mine, mă gândesc oare de ce plânge, oare ce necazare. Ei bine, femeia asta simțea povara ei de păcate. Femeia asta era îngreunată cu păcatele ei de o viață și și-o da seama că în persoana acestui Iisus ea poate găsi și vindecare, și mântuire, și eliberare. Când pleca la picioarele Mântuitorul, a început să-i spele picioarele cu lacrimi, a început să-i reștearbe cu părul capului, săruta picioarele acestui străin cu picioarele prăfuite, a luat un vas de alabastru, toată economia ei și-o turnat pe capul Domnului. De când n-ai mai plâns tu la adunare? Ne-am învățat să fim sobri, ne-am învățat să fim eleganți, ne-am învățat să pozăm bine în adunare, ne-am învățat să ne dăm drept alții câteodată în adunare, ne punem masca aceea de neprihănit și în inimile noastre să știe fiecare câte patimă, câte păcat, câte nelegiuire, câte ispită, câte cădere, câte înfrângeri. Ne fiecare ne cunoaștem, da? Și eu mă cunosc pe mine și voi vă cunoașteți pe voi. Ar dori în seara această adunare să fie un hobo de plâns. Ar trebui să ne arătăm iubirea care o avem noi și regretul pentru păcatele noastre. Doamne, ajută-ne la aceasta. Femeia aceasta, în iubirea ei mare, a găsit, a primit o informație și a beneficiat de ea. Ea s-a interesat, o fi întrebat, o fi dat telefon, că nu era, dacă erau telefoane, ceva au făcut acolo. Unde vine omul acesta, în casa căruia? Care sunt lucrurile care te interesează pe tine? Care-s veștile care doresc să le știi tu? Ce te interesează pe tine? Ce cauți tu pe internet? Ce asculți tu? Unde te uiți tu? Femeia asta se întreba unde îl pot găsi pe el. Și în momentul când a primit această informație, ea a știut să profite de ea. Dacă te interesează ceva și dacă mă interesează ceva, aș vrea ca Duhul Sfânt să pună interes pentru mântuirea noastră, pentru iertare de păcate, să venim în comuniune cu Mântuitorul. Doamne, ajută-ne la aceasta! Femeia aceasta a disprețuit ocara și judecata celorlalți. A fost privită, știi ce ne mai ține pe noi? Mândria noastră. Ne ține așa la adunare și vrem într-o ipostază tare bine să arătăm noi. Și l-a judecat și Iuda spunea, păi unde lemnul ăsta s-ar fi putut vinde cu 300 de lei? Și parcă văd pe femeia, vinde tu uleiul tău, eu cu uleiul meu îl dau la Domnul, știți? O judecată tot și în Simon și ucenicii, ce-i cu femeia asta? Și ce dacă te judecă tot? Și ce dacă te disprețuiești tot? Eu să-ți spun, femeia asta a plecat cu problema nezolvată. Ea a găsit iertare de păcate. Dacă cineva vrea să-l ierte Domnul în seara aceasta, să dea la o parte rușinea aceasta față de oameni, să vină înaintea Dumnezeu mărturisând păcatele și starea ei și cu siguranță cerându-i iertare, Dumnezeu ne va ierta. Amin? Știți, e vorba de cei de atornici, nu predic lung de aici. Unul datora foarte mult și unul mai puțin. Și Dumnezeu îi ierta pe amândoi, dar unul iubea mai mult și altul mai puțin. Știți de ce eu nu plâng la rugăciune? Pentru că m-am născut într-o casă de oameni pocăiți. N-am băut niciodată, n-am pus limba pe bibere sau pe vin. N-am tras un fum de țigară. N-am curvit niciodată. Am stat 7 ani la Brășov, nu m-am dus odată la cinematograf. Nu m-am dus pe stadioane, am căutat părtășia. Și pentru că sunt așa de bun, de ce să plâng, nu? La noi în sat s-a pocăit un om. Un om care eu știu dintotdeauna, un mare bețiu. Umbla numai din șansă în șansă, scotea fetele de acasă și nevasta. Și într-o sâmbătă a venit un frate de la Bistrița și-a predicat, fratele Ionică Berci, dacă l-ați cunoscut, și-a întrebat cine se pocăiește. Fratele Mitruț, l-a ridicat plângând în adunare, a zis că eu mă pocăiesc. Și adunarea a avut așa ca un zâmbet ironic. Era marele bețiu. Eu eram după amvon. Și am spus, Doamne, să pocăiască, dar nu cred. Și omul ăsta, de atunci a venit la adunare. Când el era în concediu, spuneau colegii lui, când a plecat apoi la combinat unde lucra, a venit colegii lui, parcă a venit șeful bețivilor, ne-a mitruț un pahar. El zice, eu m-am pocăit. Și îmi spunea cineva, așa râdeau toți mitruțul pocăit. Dar mitruțul a rămas pocăit. Mitruțul a venit la adunare, l-am dat botezul în apă. Într-o seară plecat pe genunchi, Domnul o boteza cu Duhul Sfânt. Și noi am fost să-l punem la cuvânt. Și când fratele Mitruț ies acum la predică, el nu predică așa ca mine. Nu se gândește la punctul 1, 2 și 3. El iese la învol și plânge o bucată. Și plânge. Și adunarea începe să plângă. Și eu știu de ce plânge el. A fost un om tare pe
păcătos, un om împovorat cu păcate și Dumnezeu l-a mântuit și l-a eliberat. De aceea plânge el. Știți, noi de multe ori suntem în postura lui Simon Fariseul. Stăm cu Domnul la masă, la tratativ, eu luăm capul de masă și Domnul la celălalt capăt. Și ne punem strategiile noastre și planurile noastre. Unde mai evangelizăm, unde mai săpăm o fântână, unde mai zidim o casă și avem planurile noastre. Locul nostru la picioarele Mântuitorului. El e Fiul lui Dumnezeu, El e Creator, noi suntem un praf numai. Dar prea de mult ne arogăm niște drepturi care nu le avem. Noi avem locul nostru, noi avem slujba noastră, noi avem titlul, că tare ne fac titlurile și aplauzele și tare umblăm după astea. Dar locul nostru nu e la masă cu Domnul, locul nostru la picioarele Domnului. Să înțelegem în seara lucrul ăsta, să ne smerim și Dumnezeu să ne ajute, amin? Noi mai avem moștenirea genetică. Eu sunt din familie, din străbunici pocăiți, dacă vreți, și n-am păcatele astea. De aceea nici nu plâng, nici nu-mi cer iertare. Dar dacă ar sta Dumnezeu de vorbă cu noi și ne-ar arăta păcatele noastre, cred că ar trebui să fim într-un hoho de plâns. L-am cunoscut pe fratele Voroveț Ion de la Caminca. Au fost la noi acasă, eu am fost la el acasă, un om sfânt, un apostol. El putea să spună semnele unui apostol, le-ați văzut în mine. Dumnezeu a lucrat extraordinar. După 14 ani de Siberia, de pușcării, bătut până la sânge, până la moarte aproape, odată îi spune Duhul Sfânt, bărbatul, iată că în ziua de mâine să trec să cercetez inima și cugetul tău. Și moșul când a auzit, dimineața s-a trezit, a început să se roagă, a spus, asta un post, azi nu mai fac nimic. Cânta o cântare, făcea o rugăciune, citea un cuvânt, până seara s-a întâmplat asta. Că vine Domnul și cercetează. Și când o gătat ziua de post, mie îmi povestea, frate, m-am dus până la magazin să cumpăr ceva. Și trecând pe lângă o casă, am văzut ceva și am rostit o judecată. Și Duhul Sfânt îmi spune, în clipa asta te-am judecat, te-am cercetat și nu te-am găsit după voia mea. Eu pus moșul mâna în cap și ce dat plâne, ești așa de sfânt, Doamne, noi avem de ce să plângem, avem de ce să ne cerem iertare. Și aș dori ca Domnul să ne ajute să ne vedem starea noastră păcătoasă, să ne ocupăm în locul care este al nostru, la picioarele Mântuitorului, să-L iubim pe Domnul și El ne va ierta. Amin? Fratele, de aici au citit un cuvânt, a fost călăuzirea fratelor și ca să fiu un predicator disciplinat, vreau să vorbesc de aici, din Faptele Apostolului, din capitolul 17, și am ales de aici un singur verset. Spunea Apostolul Pavel așa, el vorbea celor din Areopagul din Atena, Domnul mi-a ajutat asta și eu pe locul acela unde altă dată a predicat Apostolul Pavel, și la predica lui, eu sunt foarte atent la dumneavoastră, știu că e târziu și mă uit așa la ceasul de astea multe din adunare. La predica lui, dintr-o dată, poporul s-a împărțit în trei cete. Unii au devenit bajocoritori, unii îți băteau joc de el. Aș dori să nu fie bajocoritori aici în adunare. Doamne, păzește-ne de Duhul ăsta. Deci unii au început să bajocorească. Alții i-au spus, asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. Întotdeauna la o seară de evangelizare sunt oameni de acord cu predica. Ei știu că trebuie să pocăiască, ei știu că pocăința e bună, dar n-au curajul să o facă în seara asta. Dacă ar mai veni și mâine, dacă ar mai însura feciorul, dacă ar mai termina nu știu ce lucru, după aceea s-ar pocăi. Și diavolul are o armă perfectă. Dacă nu poate convinge pe om că pocăința e rea și nu trebuie acceptată, și dacă vede că omul are el dorința de mântuire, vine cu a doua armă care îi se spune amânarea. Eu știu că aici sunt prieteni și prietene, veniți poate pentru prima dată la adunare, eu vă îndemn prin cuvântul Evangheliei, încheiați un legământ cu Domnul, luați o juruință, dar în seara asta, că mâine e prea târziu. Și oamenii ăștia au spus, asupra acestor lucruri noi, te vom asculta altă dată. Și acest altă dată n-a mai fost. Aduceți-vă aminte de plăcile din Egipt. Când una din plăcile acestea a fost acea înmulțirea broaștelor. Și broaștele astea, că nu-mi place deloc să predic, nici nu-mi drag să le văd. Deci nu-mi drag să le văd. Și broaștele astea spune Biblia că erau la faraon chiar șafuri brodate din Damasc aduse, apretate frumos. Și când faraon pune capul pe pernă, și-o broască sub pernă. Ai mai putea dormi? Dar bine, Biblia se spune și în cuca aia de frământat făină, pune un gospodin să spune
spală de trei ori pe mână, să o usucă frumos, pune un pic de sare, de făină, mai pune acolo și începe să frământe și sare și o broască acolo. Mai mănânci tu plăcintele acelea? Și broaște un mișunat pe toată țara asta. Era o plagă, era o scârbă pentru toți locuitorii al Egiptului. Și a venit faraon și stă de vorbă cu Moise și Moise întreabă, când vrei să mă rog ca să plece broaște? Și se gândește faraon, nu știu ce calcul au făcut, și a spus, mâine. Și un predicator de aici în America avea o predică intitulată, încă o seară cu broaște. Dacă nu vrei să te pocăiești în seara asta, spune-mi ce mai ai de făcut în seara asta? Ce afaceri mai vrei? Ce păcate? În ce ispite mai vrei să cari? Ce mai vrei să rezolvi tu în noaptea asta de te hotărăști de mâine în corul la pocăință? Eu aș dori ca Duhul Sfânt să ne cerceteze inimile și să ne dea putere să ne hotărâm astăzi la pocăință. Amin? Vine odată fratele Rotaru Aurel din Udești, vine la mine și îmi spune, frate Dragoș, vrei să vii la o mormântare? A murit un băiat tânăr la 26 de ani. Vine frate Aurel, când e mormântarea? Păi spune el, din miercuri. Dar spune, dar băiatul ăsta nu-i pocăit. E ortodox. Păi stai pe plan, el pleca, vine un pământ, vine înapoi. Păi de ce nu îngropați voi dacă ăsta e ortodox? Zic, frate, nu știu cum să-ți explic cu tine. Soția lui a venit la adunare de nepocăiți. Eu plec la adunare, au 4 copii, s-au căsătorit de tine și venim la adunare, s-au hotărât și au cerut botezul. Bărbatul ei spunea, măi, unde merge nevastă mea toată duminica? În soțul ei. Ia să mă duc o să o verific. Vine el la adunare, îi place la adunare, se hotărăște și el și cere botezul. În duminica în care trebuiau să primească botezul, el îi spune lui nevastă, măi, eu încă nu sunt hotărât să iau botezul, nu că n-ar fi bună pocăința, nu mă simt în stare să țin la pocăință, așa, nu vreau să fac lume cu Dumnezeu, ia tu botezul și prima ocazie iau și eu. S-o luau primii botezul și el o mai amânat, prima dată m-a luat botezul. În vara aceea a fost un an cu multe vijelii și furtuni și el era dus duminică la amiază să aducă vitele de pe imaști. Când au văzut nevasta că vine ploaie, au luat umbrela, s-au dus după el, mergeau vitele în față pe șosea și ei mergeau la brațul, umbrela. Și-au trăsnit în umbrelă și el a căzut jos, electrocutat și-au luat foc. Îmi spunea soția lui, frate Dragoș, avea ciorap de supraelastic, am vrut să-i trag jos, nu i-a mai putut trage. Și-au murit zvârcolindu-se acolo în chinuri. Și acum, dacă era mormântarea, familia a spus, măi frate, eu am luat botezul, pocăit, el e hotărât. Hai, îngropați-l voi, pocăiță. Am fost la voluntare. Nu știai ce să predici, 4 copii mici, tăsatul adunat. Și eu tot am gândit, Doamne, dar de ce nu le-ai îngăduit pe omul ăsta să iei botezul? Dar el era hotărât la pocăință, el s-a lăsat de băut, de fumat. El spunea că pocăința e bună. Și mă gândeam, de ce nu l-ai lăsat, Doamne? Și după aceea m-am gândit, dar el de ce nu a luat botezul între mine? Știți? Cei din Areopagul din Atena s-au împărțit în trei, unii bajocoreau, unii care amânau altă dată, dar unii au trecut din partea lui Pavel. Aș vrea ca voi în seara asta să treceți din partea Evangheliei, amin? De fapt, cuvântul din care voiam eu să predic, e un cuvânt care nu ne place. Este cuvântul din versetul 26-27, el a făcut ca toți oamenii, ieșind dintr-un singur, să locuiască pe toată fața pământului, el le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor, pentru ca oamenii să se silească, să găsească pe Dumnezeu bâșbâind, măcar că nu-i departe de niciunul din ei. Vreau să vorbesc despre cuvântul ăsta, silire, în niște adunări adormite, cu tare mult, adunări letargice, adunări cu oameni în bună stare, adunări cu frați care au casă cu piscină, adunări care trebuie să te rogi de unii să facă un program extra, să dai telefoane și comunicări, ai mai veniți la adunare că sunt niște frați. La aceste adunări din America, eu aș vrea să le predic în seara asta, că fiecare din noi trebuie să se silească, să-L găsească pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Cum stați cu sârguința? Un sinonim al limbii române. Cuvântul ăsta de silință nu ne place, că eu ani de zile am fost silit și la școală, și în armată, și la colectiv, și tot silit, și tot silit, și nu mai place. Dar nu vorbesc, noi nu silim pe nimeni acum.
fiecare să se silească în dreptul lui, fiecare să se străduiască să placă lui Dumnezeu. Amin? Și când am vorbit de silința asta în viața unui om, eu am găsit trei versete și am împărțit viața noastră în trei segmente diferite. Prima silință în care noi trebuie să o dovedim este în căutarea lui Dumnezeu, să se silească, să-L găsească pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Și apoi după ce l-am găsit pe Dumnezeu, vine Petru și spune așa: de aceea dați-vă și voi toate ca să uniți cu credința voastră faptă cu faptă, cunoștință, frânare, evlavie, dragoste de frați, iubirea de oameni. După ce ne-am silnit și l-am găsit pe Domnul, ne silnim apoi să trăim cu Domnul, împlinind virtuțile creștine în viața noastră. Doamne, ajută-ne! Și în partea finală, Apostolul Petru spunea la 2 Petru, capitolul 3, versetul 14, de aceea ne și silnim ca să-L așteptăm pe Domnul nostru. Hai să vorbim despre prima silire, să-L găsim și să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Aici am două versete. Versetul care s-a citit, Fapte 17 cu 30, că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. Cui se potrivește versetul acesta? La aceia care vin din religii diferite, din culturi diferite, care au obiceiuri diferite, la cei care au căutat mântuirea pe munți din Suceava și din Neamț, la cei care au căutat mântuirea la nu știu ce fețe bisericești, la cei care au crezut că Dumnezeu locuiește în temple făcute de mâini. Am avut ocazia în lumea asta, am circulat mult din Australia și America și Canada, am avut ocazia să văd un templu făcut din marmură undeva în Londra, extraordinar de frumos. Și când am intrat în sanctuarul lor, am văzut 5 statui de dimensiunile unui om, statui de aur, la care oamenii veneau și îi puneau mâncare și luau mâncare. Ei cred că așa e dumnezeirea. Dar vine Pavel și spune din Atena, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. El n-are trebuință să fie slujit de cineva. El a făcut cerul și pământul, slăvit să fie numele Lui. În seara aceasta, eu vreau să vorbesc la celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Acelor care vin din alte obiceiuri, alte tradiții, alte învățături și să le spun, bazat pe Sfânta Evanghelie, că Dumnezeu nu ține seama de păcatele lor, de trecutul lor, din vremea de neștiință, dar poruncește în seara asta tuturora să se pocăiască. Doamne, ajută-ne la aceasta! Mai există o categorie și mă îndrept pe cei de la corp, pe tinerii din adunare, pentru că mulți iau cuvântul acesta din fapt și îl pun în dreptul lor, perioada necunoștință. Născuți în adunare, aduși adunii de cuvântare, participă la poieme, cântă în cor, se ducă în lumea largă și nu-i obotează până la 30 de ani. Și dacă întreb de ce, apoi mai faci câte un păcat, câte o greșeală și până la botez nu mai iartă. De unde învățătura asta? Ăștia sunt din neștiință, oamenii ăștia, copiii ăștia, fraților, crescuți în adunare, beneficiază de versetul acesta că Domnul nu ține seama, nu. Pentru ei am alt verset. Am versetul din Daniel, capitolul 5, versetul 22. Ăsta e pentru copiii de pocăință, pentru cei crescuți în adunare care își bat joc de pocăință și neglijează cuvântul lui Dumnezeu. Acolo vorbește, Daniel vine în fața împăratului și îl văd cu degetul întins. Iar tu, Belțașar, măcar că ai știut aceste lucruri, ce-o știut omul ăsta? O știut. Măcar că ai știut aceste lucruri, ți-ai îngânfat inima, ți-ai împietrit Duhul și ți-ai bătut joc de vasele aduse din Ierusalim. Dar tu știai. Ce știa? Știa că împărat tatăl său, în mândria lor, a nesocotit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a lovit cu nebunie. Împăratul a fost dat de pe tron, o privit sfetnicii lui cu uimire, că împăratul care îi reprezintă pe ei s-a stricat de cap. Și când au văzut l-au luat și l-au scos undeva în câmp. Și omul ăsta a păscut iarbă ca bouă, și-a scris în Daniel. Și-a crezut roua cerului pe el, și-a crescut unghiile aia ca ghearle, și-a crescut pene, părul ca păr, ca pene de vulturi pe dânsul. 7 ani îl urmăreau toți slujitorii cu împăratul ăsta nebun, pași de iarbă acolo. Și după 7 ani și-au ridicat ochii pe Dumnezeu și-au recunoscut puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat mintea înapoi. Și când au fost primit mintea înapoi, l-au luat, l-au spălat, l-au curățat și l-au pus din nou împărat. Băietul lui știa istoria lui tatăl. Și acum vine Daniel și îi spune, măcar că ai știut aceste lucruri
Tu ți-ai bătut joc de lucrurile sfinte aduse de la Ierusalim. De aceea împărăția ta va fi luată. Sunt copii de pocăiți care îți bat joc de pocăință. Râd de Biblie și de arfa de cântări. Râd de tineri care vin la repetiții la cor. Râd de tineri care vin la studiul Biblie. Râd de tineri care vin la stăruință. Râd de glasul tatălui și a mamei. Ne socotesc rugăciunea lor. Le trântește ușa. Acestora Dumnezeu le va ieși înainte, frații mei. Pentru că rugăciunea părinților nu cade la pământ. De aceea vă spun, care aveți copii necredincioși, noi nu dorim să-i lovească Dumnezeu. Noi vrem ca în dragoste să-i primească, dar nu încetați să vă rugați. Că eu vă spun, Dumnezeu ascultă rugăciunea. La noi s-a pocăit un frate mai în vârstă, a fost el cântarea tropete, la oră avea 10 copii. Și dacă el s-a pocăit bătrân, copiii nu erau pocăiți. Au plecat la Petroșani, erau cei mai bătăuși. Ce era că ne-a vorba de băuși și bătuți ei erau primi. Dar moșul ăsta a stat pe prima bancă, pe a doua, era cu capul alb, era un copil mic. Și el se ruga, Doamne, ai milă de copiii mei și întoarce la sfânta pocăință, ascultă-mă, Doamne! Și după aceea îi prorocea, da, așa vorbește Domnul, te-am ascultat, fiule! În fiecare duminică. Nu, dar în fiecare duminică. Așa se ruga și așa prorocea. Noi ieșim pe stradă, spuneam, ascultă-mă, Doamne! Și altul spunea, te-am ascultat, fiule! Și asta am din zile, că eram copii. Vreți să vă spun ceva? Eu am botezat pe ultimul din copii, are vreo 60 de ani, mai bătrân decât mine. Toți 10 copii, rând pe rând, unul la mine, unul mi-a dat acasă în piață, toți 10 s-au pocăit și pe ultimul eu am avut harul să-l botez și în adunare la noi. Și când am botezat pe ultimul și când l-am mărturisit și l-am coborât în apă, mi-am cerut iertare. Eram un copil că râdeam de rugăciunea lui și de prorocia lui. Dar el se ruga și Dumnezeu îi vorbea și Dumnezeu care vorbește împlinește, dragii mei. De aceea, dacă aveți copii care sunt obraznici, sunt neascultători, care priveți că în lumea aceasta, ne rugăm Domnul să ne iese în iubire înainte și vrem să-i vedem în adunare, Doamne ajută-ne la asta, că rugăciunea voastră nu cade la pământ și rugăciunea noastră așa o ia un înger și o duce sus pe altarul Dumnezeu. Și dacă sunt copii care îți privesc înspre lume, eu vreau să le spun în seara aceasta, măcar că știți aceste lucruri, dacă nu vă pocăiți, să știți că Dumnezeu vă poate ieși înainte cu pedeapsa. Nu dorim, dar sunt îndrept ca să spun lucrul acesta. Aș dori, dragii mei, să dăm dovadă în silii, să ne silim să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Când ne silim noi să fim mai pocăiți? De când am venit aici, aș putea scrie o carte, aș putea scrie un roman. Despre cei care au coborât în tunel la cazanele și nu au mai ieșit de acolo. Despre alții care au riscat viața și au trecut cartușii pe la urechi. Despre unii care au prins crânii grănicierilor și au rupt. De unii care au fugit de 2-3 ori și au umplut pușcăriile de la popa șapcă. De la unii care au trecut cu riscul vieță. De la unii care s-au închis în container. Îmi spunea un frate în zilele astea, m-am închis, mai frate, într-un container, am plătit. Și cum erau containere clătite pe mare, 7 containere deasupra mea au căzut în apă, pentru totdeauna. Și eu am rămas singur deasupra și mă rugam lui Dumnezeu, eram 4 și strigam ca să ajungem în America. Ca să ajung în America, nu am mâncat zile întregi, nu am băut apă și am riscat viața să ajungă și ați ajuns, poate unii din voi cu necază. Pentru pocăință când vă înțeleți? Ca să vă umple Domnul cu Duhul Sfânt, să reverse darurile Duhului Sfânt peste adunarea aceasta. Cât ne-am sârit noi, că la o zi de post ne doare capul, Evanghelia n-avem când o cerceta, ca să vină niște frați adunare, dăm telefoane de roșim, înroșim firme, ai venit că veniți niște frați. Cât te sârești tu ca să te pocăiești mai bine? Cât te sârești să cercetezi Scriptura, să fie un vas curat în lucrarea lui Dumnezeu? Doamne ajută-ne să ne sârim mai bine. Spuneam un prieten care odată a predicat la cină despre faptul că la Domnul era sete. Am spus, fraților, știți cum era sete? Eu sunt de la țară, încă am 3 vase în graj și aștept, mă duc acasă să fac treaba. Asta mi-e meseria, țăran. Și spuneam, fraților, știi cum ar fi? Cum ai posi o zi întreagă și n-ai avea apă și te-ai deshidratat. Ei, cam așa o suferi Domnul. Vine un frate la urmă și îmi spune, frate dragoste, ține nu ți-a fost niciodată sete. Cum nu mi-a fost sete? Dar cine a rămas în câmp fără apă? Nu, îți spun eu cum e setea. M-a prins în Austria la lucru, eram eu cu nevastă. Și m-a băgat în pușcărie să mă trimite în țară. Și am făcut greva foame. 13 zile n-am mâncat și n-am băut apă. În cameră avem o chiubetă cu apă rece.
În Viena e o apă foarte bună. Din când în când venea gardianul și dea drumul la apă să curbe. Înnebuneam când auzeam apa aia curbând. Dar n-am vrut. Am vrut să fac greva foame fiindu-mă de ei în țară. Zunea, frate Dragoș, mi-au crăpat buzele, avem carne adâncă, buzele crăpate. Limba mi s-a umflat, nu mai puteam ține în gură. De aici îmi cădeau spume de sânge așa în jos, mă duceam și mă spălam, dar nu gusta mama, că eu am declarat greva foame să nu mă trimit în România. Când mi-a dat posibilitatea să beau apă, pentru că el spune că a venit șeful lui neamțul ca să vorbească, dar nu putea să, numai i-a făcut cu ochiul. Și când i-a făcut cu ochiul, a spus, gata, s-a aranjat ceva. Când a plecat gardianul, am avut 10, 12, 15 pahare de apă. Știam că mor, dar am vrut să mor sătul de apă. Nu mai săturam de apă. Până la urmă, nu trebuie să-mi țară, nu s-a uitat la greva lui. Și a spus, bine, măi, atât ai suferit tu ca să rămâi în auzete. Pentru Domnul, cât suferi acum? Cât foame? Cât sete? Cât mai sunteți dispus să stați să predic? Eu să mă ascultam. Câte minute pot să mai predic? Cât ne mai sălim noi pentru pocăința aceea pe care o vrea Dumnezeu de la noi? Doamne, ajută-ne să ne sălim. Amin. Amin. Am avut repetiții de orchestră și oamenii fete la mine. Frate, dar și adună repetiția. Dar de ce? Avem bacalaureatul. Am bine, gata. Avem câteva cărți învățat, câteva caiete, nu dormim. Am câteva nopți de când nu dorm. Vreau să iau bacalaureatul. A fost extraordinar. Să înveți câteva cărți și caiete pe de rost acum, îi foarte bine. Cât ai scris Scriptura astăzi? Câte capitole? Câte pagini? Și vedem că pentru lucrurile astea materiale ne sălim. Aveți un lucru, aveți două lucruri. Mai luați bătrâni, mai lucrați la nu știu care, să vă faceți o viață bună. Domnul să vă ajute. Dar eu vă întreb, dar pentru pocăință, cât vă săliți? Cât v-a nevoit? Și vine Pavel și spune că oamenii trebuie să se sâlească, să-L găsească pe Dumnezeu, bâșbâind, măcar că nu-i departe. Și voi îmi veți spune, bine, dar după ce l-am găsit? Eu caut un lucru până îl găsesc după aia. În cunoașterea lui Dumnezeu nu este limită. Este un proces continuu. Noi trebuie să-L cunoaștem mai mult și mai mult și mai profund pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, amin? Ajung la al doilea segment, a doua silință. Spune Petru, și voi dați-vă toate silințele. Și aș putea predica despre fiecare virtute câte o predică, dar nu lega pe vremea. Vreau să închei predica din seara asta. După ce l-am găsit pe Dumnezeu, l-am căutat și îl căutăm cu mai mult dor, mai mult ardoare și mai mult să-L cunoaștem pe El, în același timp începem în viața noastră să ne silim, ca să unim cu credința noastră, fapta, cunoștința, toate aceste virtuți creștine. Apostolul Pavel spunea în Fapte 24, versetul 15, 16. Eu cred că există o înviere a celor drept și a celor nedrepti. Eu cred tot ce au spus proroce. De aceea mă șâsâlesc să am totdeauna un cuget curat. Cum stați cu cugetul? Cugetul e locul, e mintea noastră, e conștiința noastră. Cugetul e locașul unde stă credința. Și unii pentru că au pierdut un cuget curat, au rătăcit de la credință. Să ne rugăm în seara asta Domnului să ne păstreze cu un cuget curat. Când am plecat eu din țară, niciodată n-am vrut să vin în America. Niciodată n-am vrut să vin și n-am avut dorința asta. Am venit, hai să vă spun, vreau să știu. Fratele Nicu a avut pentru mine o lucrare. Am văzut degetul Dumnezeu punându-se în două locuri. Eu în cadrul comunității de Suceava mă ocup cu sedirea bisericilor mici. Și-o spus, Domnul, trebuie să ajunge aici și aici. Și-o spus, unde? Eu cred în descoperirea Domnului. Și fratele Nicu spune, în America și în Canada. Și eu, care niciodată n-am vrut și am refuzat, așa elegant toate invitațiile, a rămas așa mai reținut. Și când, în 23 septembrie, în Detroit, a avut o rudă de-a mea, o căsătorie, și în miri a venit mama la poartă și cu bunica și-a venit odată și-a venit de două ori și-a plâns că ești neam cu noi și nu vrei să mergi la nuntă. A spus, dacă Domnul vrea, având și vedenia asta, a spus, încerc. Am fost la ambasadă prima dată și Domnul mi-a pus viză, aștept să vină data de 30-a lunii să mă duc acasă, că acolo am mult de lucru. Fratele Cornel Brăsan, când l-a auzit, păi dacă vii la Detroit, vii mă și în Canada. Îți trimit o invitație, mi-a trimis o invitație, eu nu știu engleză, nici număr până la 2. Și am luat unul care știe engleză, vei frate Lucian. Uite, e în chestionar cu 5 foi, vreau scris în engleză. Hai, completează-l tu. Mi-au completat aproape 3 foi în casă la Liviu. O venit frață la rugăciune, ne-am rugat, când ne-a ridicat de un pachetat chestionarul, l-a pus în plic și l-a trimis. După 3 zile spune, frate Dragoș, mi-aduc aminte, chestionarul ăla la Canada, care l-am trimis prin poștă, am uitat să-l completez. Dar
Domnul spierge, măi, cu ceea ce se fac. Dar eu mă gândeam la vederea cu degetul. Mi-a spus, dacă trebuie pus Domnul degetul, înseamnă că trebuie să ajung acolo. În una din zile eram așa de amărât la lucru, a avut o doamnă, a luat domnul Croitor, da, sunt de la ambasada Canadei. Spuneți, doamnă, ce doriți? Și domnul Croitor, mă tare trimit la noi în chestionar gol. Zic, doamnă, uitați să-l completez. Când ne-a spus, ia un moment de papă, și spune, dar hai, spuneți-mi la telefon ce vă întreb, aveți copii? Am, câți, atâția, când îți născut? Și la ce vrei să mergi dumneavoastră în Canada? Ai frați? Nu. Am un prieten și vreau să merg la adunare. Și ea spune, vrei să mergi la o biserică? Când da, doamnă, la o biserică. Ok, sunteți în regulă și vă pus viza cu un chestionar bun. Și altora nu le pune cu... Pentru că Domnul spus aici, de ce eu sunt în America și în Canada? Nu-ți trimis ca mare misionar, făcător de minuni, dar poate mă trimis Domnul până la voi ca să vă spun din seara asta să vă siliți, să-L căutați, să-L găsiți, să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Amin? Amin? Poate de asta am venit până la voi să vă spun că în viața noastră de pocăit trebuie să ne silim în fiecare zi ca să împlinim în noi toate virtuțile creștine. Și ajungem în partea a doua, în partea a treia. Final, spre sfârșitul vieții sunt două posibilități. Ori mor eu, ori mor tu, că nu-i greu de murit. Când veneam în coață, circulam pe autobandă cu viteză mare, că așa se circulă America și eram întârziat. Și cum mergeam așa, pe prima bandă era o mașină în pană. Iar un tir, din viteza de 100 și ceva la oră, ne tăia calea ca să ne vede. Și când o făcut tare stânga, o semnalizat prea în scurt. Eu strigam la fratele, atenție, fratele a pus o frână, nu ne-am mai încadrat. Cum ne-am mai încadrat, am ieșit de pe autobandă, am mers pe lângă, pe clipuri aceia și fratele a ținut de volan și ne-a rugat și am venit iară, că putea să ne dăm în partea cealaltă. Nu-i greu de muri, frate, o să moare și în America, să știi. Dar dacă se moare și în America și nu știi când mori, nu știi când mori, am participat de la copiii noi născuți până la frate trecuți de 100 de ani. Nimeni nu știe când moare. Dar pentru că noi oricum murim și poate fi o posibilitate să murim. Apostolul Pavel spunea în voi care întâi capitolul 5, știm în adevăr că dacă se desface casa trupească a corpului nostru, avem o clădire în cer la Dumnezeu, care nu-i făcută de mână, ci veșnică. Iar în versetul 9 spunea așa, de aceea ne și silim să fim găsiți plăcuți lui Dumnezeu. Nu știu care moare primul de noi. Mi-aduc aminte, în Martin era un frate modest, păstorul bisericii, un om plin de Duhul Sfânt, om temător. Și-a primit un loc de cimitir și-a făcut un gar și o foarte frumoasă, o mulțumit toți bărbații Domnului și-a spus, Doamne, acum să vedem cine a fi îngropat primul. Și ăla care a pus întrebarea, fratele modest, la 44 de ani, la 46 de ani, el a fost îngropat primul, fără să fie bolnav, fără să aibă. Nu știm care pleacă primul dintre noi, dar vă rog, pentru clipa plecării a morții noastre, să ne sălim să fim găsiți plăcuți lui Dumnezeu. A doua posibilitate e să vină răpirea, să vină Domnul. Și o să vină o vreme când spune Petru, când cerurile vor trece cu trosnete mari și trupurile terese vor topi de marea lui căldură. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Și America, și Bucovina, și toate vor arde, și casa ta, și palatul tău, și tot ce ai tu într-o zi va arde. Mi-a arătat Dumnezeu în câteva rânduri în sfârșitul lumii, e o grăzăvie care nu pot să o descriu. Acel tevăluc uriaș care a cuprins pământul întreg și acele strigăte de groază ale mamelor cu copiii în brațe. În câteva rânduri Dumnezeu m-a avertizat să-mi pot trăi pocăința. Într-o zi va fi venirea Domnului, va fi distrugerea, cataclismul de-a total. Ce e de făcut? Și Petru spunea în versetul 14, capitolul 3. De aceea dați-vă și voi toată silința. Și Dumnezeu să ne ajute ca la venirea Lui să fim găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Dumnezeu să ne ajute. O citit fratele din Faptele Apostolilor a fost subiectul ales de el. Și Pavel spunea celul din Atena, eu vă spun celul din Sacramento, din America, nepocăiți care sunteți aici sau pocăiți care sunteți aici, fiecare trebuie să ne sălim în cele trei faze ale vieții. În găsirea și cunoașterea lui Dumnezeu, în trăirea permanentă cu Dumnezeu, să ne sălim să fim gata când va veni Dumnezeu. Acestea nu sunt trei faze distincte. Este un proces continuu. El a separat ca să-L înțelegem mai ușor. Pocăință înseamnă să te sălești, să trăiești cu Dumnezeu de la începutul vieții și până la sfârșit. Și Dumnezeu să ne ajute. Închei predica, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvânteze.
rugați-vă pentru noi, eu promit că mă rog pentru voi, dar nu-i bine să ne încântăm unul pe altul, să căutăm slava care o dau oamenii unul altora, să ne legărăm așa cu o pocăință ușoară și să fim vinovați de stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Eu aș vrea să vă spun tuturor, luați pocăința în modul cel mai serios. Trăiți pocăința, trăiți prin Duhul Sfânt, țineți-vă de dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului pentru viață veșnică. Amin.